mâncare cu viermi, asta au primit la prânz copiii de la o școală din Sălaj. O elevă a descoperit un vierme în mâncarea oferită prin programul Masa Caldă. Autoritățile locale au trimis deja probe la Direcția de Sănătate Publică. Cu detalii despre acest caz vine corespondentul Antena 3 CNN, Cosmin Criste. Cosmin, te ascultă. Bun găsit, în timp ce copiii serviau masa, o elevă din clasa 8 -a, a găsit în caserola cu mămăliguță, ostropel și carne de pui un viermișor destul de mare. Alarma s-a dat imediat, iar elevilor nu li s-a mai permis să mănânce meniul primit de la firma de catering. A intervenit și primăria, care a trimis mai multe probe către DSP, iar toate cele 300 de porții au fost verificate de către cadrele didactice și păreau în regulă. Singura cu probleme a fost cea semnalată de către fetiță. Administratorul firmei de catering se apără și spune că este vorba despre reavoință deoarece dacă ar fi fost probleme în bucătărie, mai multe porții ale elevilor ar fi fost contaminate. Școala gimnazială Vasile Lucăcel din Sommeșodorhei a intrat în noiembrie anul trecut în programul Masa Caldă în care se mai află și unități școlare din alte 14 comune din Sălaj.